ridicați pe picioare. Nu pentru a asculta un text biblic, deja s-a citit, vă uitați în dreapta și în stânga și cu un zâmbet frumos, cu toată bucuria pe care o aveți la voi, dăruiți binecuvântarea Domnului tuturor celor din prejurul vostru. După ce ați terminat stocul de binecuvântare, vă puteți așeza. Repede l-ați mai terminat. Stimați tineri, ne bucurăm că în această seară să fim împreună. Tematica noastră pe seara aceasta este provocări pe care le au tinerii din generația de astăzi. Și am încercat să mă adaptez la provocările dumneavoastră. Bineînțeles, nu le vom atinge pe toate. Voi aveți foarte multe provocări vis-a-vis -vis de tinerețea mea, de adolescența mea, aveați mult mai multe provocări la care trebuie să le faceți față, dar în seara aceasta vom atinge câteva dintre ele. Voi fi cât de cât direct. Eu de obicei obișnuiesc că atunci când nu se filmează să fiu foarte direct. Camerele de filmat, chiar dacă nu funcționează, mă fac să merg cu frână de mână trasă. Mă obligă la lucrul acesta. Și de aceea și în seara aceasta nu fac excepții, voi vorbi doar ceea ce să poate prezenta mâine dimineață, nu știu dacă ajunge mâine dimineață, noaptea asta, să prezinte imediat ce a fost la Elim. Și aș vrea să fie primit de orice cugit omenesc, indiferent unde ar fi. Aș vrea să vă vorbesc despre câteva provocări pe care le-am văzut de-a lungul timpului și le văd la momentul actual, de băieți și fete, deosebiți, extraordinari, care sunt crescuți în familii bune, care au o moștenire bună, care sunt sinceri în dorința lor de a căuta pe Dumnezeu, care au în viață niște provocări și nu le fac față. Și din pricina faptului că nu fac față la provocările respective, nu ajung niciodată ceea ce puteau să fie. Nu ajung niciodată la nivelul la care Dumnezeu i-a chemat să fie. Totdeauna în viața lor vor alerga la atletism spre cunună cu niște bile de oțel legate de picioare și se, se întreabă de ce nu pot alerga ca altul. De ce nu pot fi folosit de Dumnezeu ca altul? De ce nu pot să am randamentul altuia? De ce? Pentru că în viața ta ai avut niște provocări la care nu le-ai făcut față. Ai căzut. De aceea e foarte important pentru voi, pentru unii dintre dumneavoastră, să putea să fie târziu ceea ce vorbesc acum. Eu sunt sigur că aici sunt tineri și tinere curați din punct de vedere trupesc, sufletesc și duhovnicesc. Și au nevoie de învățătura aceasta. La toți ceilalți care n-au făcut față provocărilor, mai reparăm ce se mai poate, mai crpim ce se mai poate. Însă este foarte important să cunoașteți aceste lucruri, să le știți. Ca apoi să aveți explicație de ce nu aveți rentabilitate, de ce nu puteți lucra la nivelul altora și de ce Dumnezeu este gata ca în seara aceasta să vă spele în sângele Său, să vă curățească și totodată să vă dea harul de a merge în continuare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Prima provocare pe care o au tinerii din ziua de astăzi este de a asculta de autoritate. Trăim într-o vreme a cunoștinței, când, așa cum scriptura spunea, în vremea din urmă cunoștința va crește. Aveți acces la informații la care eu, la vremea voastră, nu aveam. Aveți acces la anumite tehnologii la care eu deja mă simt depășit și recunosc că sunt depășit în anumite lucruri. Nu mi-e greu să recunosc asta. Dar pe GC trece și voi sunteți depășiți de toată tehnologia, de toate descoperirile care sunt acum. Nu e rău că există toate acestea. Nu e rău că trăim într-o lume care ne oferă atâtea oportunități din punct de vedere a comunicării. Nu e rău. Însă problema pe care o are cunoștință este că ea totdeauna îngânfă. Pentru cel ce are anumite cunoștințe, îi provoacă o anumită atitudine de superioritate și implicit de dispreț față de cei care nu au cunoștințele lui sau n-au ajuns în poziția lui. Din punctul acesta de vedere, când stăm și ne uităm la părinții noștri, pe care ne-a rânduit Dumnezeu să-i avem, îi constatăm că nu s-la zi ca și noi în toate lucrurile acestei lumi cu cunoștința noastră, cu priceperea noastră, cu abilitatea noastră de a folosi telefoanele mobile cu touchscreen. screen. Îi vedem câteodată, le spuneam, apasă mama acolo și zici că dintr-o dată are mașină cu burghiu. Apasă acolo, numai nu pornește, măi. Nu știu ce se întâmplă. Și ne uităm așa cu oarecare superioritate la ei. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că toate aceste lucruri produc în noi, la un moment dat, o stare, nu pot să spun eu, chiar de dispreț dar o anumită stare în care sunt preferabili prietenii noștri, colegii noștri de școală, cei din anturajul nostru decât cei care ne-au dat viață și ne doresc cel mai, bine, cel mai mult bine din lume. Ei ne știu mai bine decât ne știm și noi. Ne știu toate scăzămintele noastre, ca să nu spun toate prostiile noastre, dar niciodată nu se duc la alții să se spună despre ele, pentru că sunt părinții noștri. Ei prima autoritate pe care a așezat-o Dumnezeu acolo. Și în funcție de acea autoritate pe care ați lăsat-o acasă și nu au venit acum, Dumnezeu se uită să-ți dăruiască viitor. Spune Sfânta Scriptură că această autoritate a părinților, care e prima, trebuie să respectată. Și Dumnezeu se uită la o persoană ca să-i dăruiască viață lungă și calitatea acelei vieți în funcție de ce face cu această poruncă de a cinsti pe tatăl și pe mama. Iubiții mei, e foarte interesant lucrul acesta, de a privi în Scripturi și câteodată te uiți și în viață, de anumiți oameni care n-au făcut față la provocarea aceasta, care au făcut mișto de proprii părinți, care au râs de proprii părinți în fața colegilor de școală și apoi observi în viață că se luptă să realizeze și el ceva și nu poate, că se luptă să ajungă și el undeva și nu poate, că ceva anume îi stă înainte, că ceva anume nevăzut îl blochează, că efectiv îi bulversează toate visele. De ce? Pentru că nu l-a învățat nimeni că este o provocare ca indiferent cât știi să te supui autorității. Cel mai mare exemplu pe care îl avem este Domnul nostru Isus Hristos. Ne spune Sfânta Scriptură că la vârsta de 12 ani a fost dus la Ierusalim și pe când se întorceau părinții lui, Iosif și Maria, se întorceau de la Ierusalim, l-au uitat acolo. El a rămas printre ceilalți. Când și-au dat seama că lipsește, s-a întors după el la Ierusalim și spune cuvântul Domnului că l-au găsit în templu, stând de vorbă, punându-le întrebări la învățații din vremea respectivă. Și ascultat ce spune cuvântul Domnului Luca, capitolul 2, cu versetul 48. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți și mama lui i-a zis, fiule, pentru ce te-ai portat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dacă, de când avea Iosif casă în Ierusalim? Păi nu avea Iosif casă în Ierusalim. El știa cine -i. El știa cum s-a construit atom, atomul și celula. El știa toate galaxiile cum s-au construit. Cunoștea tot ce știu oamenii noștri de știință până în momentul ăsta. Și cu toate astea, spune Scriptura, în versetul 50. Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Cine cui? Câte studii universitare avea Iosif? Da, Maria, luase măcar vreo, avea vreo diplomă în vreun, în vreun domeniu. Le era supus. De ce? Pentru ca să spună tuturor tinerilor, eu sunt calea. Vreți să aveți parte din durare? Mergeți pe calea mea. Vă dați că știți mai mult ca mine dacă eu, care știu totul și totul este în ființă prin mine și știu cine sunt, ca am un tată care are o casă în Ierusalim și casa e Templu și eu știu cine sunt, și dacă eu m-am supus lui Maria și lui Iosif, care nu știu nici măcar cât. Știu părinții voștri, tu cine ești să te răzbrătești, să disprețuiești și să nu faci față acestei provocări? De aceea Dumnezeu, când se uită la un tânăr și o tânără, un copil, când se uită să-i deltuiască și să-i așeze viitorul, se uită tocmai la porunca pe care a așezat-o. Vă repet încă o dată, dumneavoastră, cu toate coștiți, Efeseni, capitolul 6 cu versetul 2 spune așa, Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Singurul care îți poate da ani mulți și în anii ăia, să atingi conceptul de fericire, că sunt oameni care au ani mulți, dar nu știu ce fericire. Au avut ani mulți, au avut căsătorii multe, au avut bani mulți, au avut elicoptere, au avut avioane, dar nu știu ce-i fericirea. Ca să atingi lucrul acesta, doar Dumnezeu este Cel ce ți-l poate da. Și când Dumnezeu se uită ca să-ți dăltuiască, repet încă o dată, să-ți creioneze viitorul, nu se uită la și facultate reușit să termin. Nu se uită la cât de deștept și ce coeficient de inteligență ai. Se uită cum ai ascultat de mama și de tata, cum ai cinstit. Și asta e la îndemâna noastră a tuturor. De aceea una dintre provocările cele mai mari pe care le văd eu acum și care efectiv ne fac ca toată viața noastră să fie și în funcție de lucrul acesta, este supunerea față de această autoritate. Pentru că dacă începem să nu fim supuși de față de autoritatea pământească, în baza lucrurilor pe care le cunoaștem, le-am asimilat, le știm, vom fi deștepții lumii. Vom fi mai deștepți ca educatorii de la școala dominicală. Vom fi mai deștepți ca dascălii de la școală. Vom fi mai deștepți ca angajatorul nostru. Vom fi mai deștepți ca păstorii. Vom fi mai deștepți ca Dumnezeu. Aici ajungem. Nu ne vom găsi locul nicăieri. Toți să sărăi, singurul care rămâne bun, îi băiatul mamii și fetița tatei. Singurii care sunt buni. Toți ceilalți să sărăi. De ce? Pentru că n-am învățat să facem față la provocarea aceasta de a ne supune autorității. Și observ la momentul actual, mulți copii care au crescut în familiile părinților lor, au început să se joace așa cu, cu gluma cu părinții lor. Părinții nu le-au spus, măi băie, totuși tu ești fiul meu, mai fată, eu statul tău și mama ta. Ține cont de lucrul ăsta. Ai grijă ce faci, ai grijă cum vorbești. Nu, la momentul actual există și felul ăsta de a discuta direct, occidental, pe timpul meu. Nu putem să-i spun, tată, tu. Tu. Pentru că imediat îmi reveneam. Dar nu avem voie nici altuia să-i spun așa. Era un oarecare respect. Știu că am, am învățat o lecție foarte importantă la un moment dat. Eu respectam așa, dar tendința noastră este pe cel care e bun, pe cel care e prietenul nostru, pe cel care vine lângă noi, din cauza faptului că vine lângă noi, e, e abordabil să-l considerăm mai slăbuț, așa, nu că e prieten, el vrea să fie prieten, cu toate că e mai pregătit, e mai în vârstă câteodată, dar cu toate astea luăm așa și adolescenții trăiesc treaba asta când cineva vrea să fie prieten cu el, că e mai slăbuț, așa, tocmai de aia are nevoie. Mi-aduc și eu aminte că trecusem deja de 20 ceva de ani și am început să predic. Și unul dintre uh, frații păstorii, care acum a păstor pe undeva prin Statele Unite, era la vremea respectivă, era un om așezat la locul lui, era căsătorit, uh, avea familie, era respectat în S-o apropia de mine să mă încurajeze la, la predicare, la, la așa, uh, la un moment dat când l-am văzut că vine lângă mine, l-ascultam și pe el cum predică. Mie mi se părea că eu predic mai bine ca el. Și dintr-o dată am început să uh, vorbesc cu el așa, la direct, așa, și câteodată mai făceam și câte puțin mișto, că nu-ți trebuie multă înțelepciune. Înțelegeți? Nu-ți trebuie multă. I domeniul ăsta, suntem pregătiți. Și am început să fac așa și m-aș aștepta ca prietenul ăsta meu, acum când stau și mă gândesc, să mă las în drum acolo și să spună, băi, dacă așa ești deștept, mergi înainte. Dădem cu capul într-un gard undeva sau cine știi să se întâmpla. Nu era. Dar omul ăsta s-a apropiat de mine și mea, eu m-am apropiat de tine, m-am apropiat de tine ca să-ți dau valoare, să spun că ești un băiat bun, că poți fi folosit de Dumnezeu. Faptul că eu uh, vin și discut cu tine, asta nu înseamnă că-s blegul tău sau fly-ul tău. Asta nu înseamnă. Eu am venit să stau cu tine, să te încurajez, să spun să mergi înainte. Tu uite cine sunt eu și uite cine ești tu. El deja avea școlile terminate, era așezat la locul lui, avea, avea ce să fac omul, nu stai cu, cu mine. Uite cine sunt eu și cine ești tu. Dacă eu m-am apropiat de tine, m-am apropiat tocmai ca să te ajut. Știți, rapid m-am tras înapoi? Am spus, te rog frumos să mă ierti. uite, din ziua de astăzi îți promit Că nu voi mai face niciodată. Din ziua aceea, frații mei, respect pe toți. Mă întâlnesc cu oameni care sunt mai tineri ca mine și spun dumneavoastră, tu le mă, mă, mă deranjez. Băi eu n-am greșit niciodată respectând pe cineva, dar am greșit când n-am respectat. Am luat-o în freză, rapid. Cineva mi-a spus ce trebuie de făcut. V-aș ruga tare mult. Dacă părinții voștri sunt buni cu voi, dacă îi știți că sunt preajma voastră, de ce vă lipsește respectul? De ce nu-i cinstiți? Îi știți și cu slăbiciuni, și cu bune, și cu rele. Dar asta nu scuze lipsa de cinste și de respect pe care trebuie să-i aveți. Comparați părinții voștri cu altora. Și totdeauna altora sunt mai bun, nu? I-ați schimbat dacă ați putea. După ce ajungeți să-i cunoașteți pe ea, i-ați schimbat repede înapoi. Că îi știați mai bine pe a voștri. Și nu uitați De aceea v-aș ruga mult. Fiți foarte atenți la provocarea asta, pentru că eu, păstorii, nu avem ce vă face, însă Dumnezeu se uită la provocarea asta, dacă e făcut față sau nu. Și încă o dată, se uită cum ai trântit ușa, se uită cum ai ascultat, se uită de câte ori ai bombănit, se uită la principiile molade pe care le are mama și tata și când îți spune, băiete, fată, fă lucrul ăsta ca să fie bine, eu așa te văd. Așa mă văd și eu ascultată înaintea Domnului și te văd ascultătoare sau ascultători. Fă lucrul acesta, lasă-mă că tu ai rămas în urmă, nu știi, lucrurile astea se contabilizează undeva. Chiar dacă nouă ni se pare că nimeni nu ia seama de la lucrul ăsta. v aș ruga mult, fiți foarte atenți. Viitorul se așează în fața noastră în funcție de lucrurile acestea pe care le avem. Un alt lucru pe care îl învățăm ascultând de autoritate este că învățăm că viața este nedreaptă. Din ce văd eu la ora actuală, majoritatea părinților ca avoști cresc numai prinț și prințese. Prințesa mamei, prințesa tatei. Și creștem niște sclifosiți, niște mofturoși. Puteți fi supărați pe mine, dar n-am spus niciun nume. Din punctul ăsta de vedere, credem că toată lumea trebuie să se prezinte în prejurul nostru și să ne dea cinstea pe care ne-o dă mama și tata. Că atunci când noi intrăm în casă, îi tac din gură. Că atunci când noi spunem ceva, ei trebuie să facă să promute bani, să ne dea nouă, pentru că vrem lucrul respectiv și ne impunem cu problema respectivă. Ei, când un tânăr și o tânără de genul ăsta să apucă să vorbească cu un băiat sau cu o fată, să întâlnesc doi prinți, ea prințese el prinț. Să vezi că toată adunarea are treabă de acum. Toată adunarea trebuie să stea cu proptelele pe lângă ei, să-i ții împreună. Că el nu vrea să îi împlinească mofturile ei și invers celălalt nu se uită la, la pretențiile celuilalt. Ori viața este nedreaptă. Te-a învățat cineva lucrurile astea? Supunerea față de părinți și de autoritate presupune că deasupra ta nu este un om atât de deștept ca tine. Dar te trebuie să te supui datorită lui Dumnezeu de la care vrei binecuvântarea. Omul respectiv face nedreptăți. De câte ori nu vă bătu degeaba tata, nu trebuie să mărturiseți în ziua de azi. Cine secret? Asta e secretul vieții voastre. De câte ori nu vă dreptăți, chiar părinții voștri. Dar asta nu înseamnă că nu mai sunt părinți. Te supui autorității respective, recunoscând că viața câteodată este nedreaptă. Ajungi în circumstanțe pe care nu ți le explică nimeni. Oameni mai puțin pregătiți ca tine, cu mai puțină școală ca tine, sunt lăsați sau chiar angajați în locul tău și tu ești dat afară din firmă. Și câteodată ești de răbăi, am venit la timp, mi-am făcut menirea, nu m-am certat cu nimeni. De ce totuși se întâmplă? Bine, poți să rămâi în zona aceea încă trei ani de zile, să te gândești de ce, de ce, de ce. De ce? Dar sunt oameni care spun, viața e nedreaptă. Eu nu știu ce face Dumnezeu. Îmi deschid o altă ușă. Îmi deschid o altă oportunitate. Mulțumesc Domnului pentru cât a fost. Mulțumesc că m-au ajutat să fiu o mărturie bună aici. Dacă au reușit sau au considerat consiliul de administrație să-l păstreze pe respectivul, îi doresc în continuare sănătate, iar eu caut pentru că Dumnezeu are ceva pentru mine. Lucrurile acestea le dezvolți doar dacă ești supus autorității și înveți că viața e nedreaptă și Dumnezeu nu totdeauna îți dă explicații. Câte vreme crești cu mentalitatea de prinț, de prințesă, când toți trebuie să-ți dea raportul ție, uite că vin vremuri când Dumnezeu nu-ți dă raportul. Uite că vin timpuri când evenimentele nu vin să se plieze pe dorințele tale, ci efectiv viața ta trebuie să rămână pe curs, să fii un model și să creuiești o cărare dreaptă pentru cei din prejurul tău. Ori asta o înveți prin supunere, Asta o înveți știind că viața nu totdeauna îți oferă ceea ce îți dorești, dar lucrul ăsta se învață dacă rămâi sub autoritate. Câteodată viața te duce la un profesor care nu te poate suferi, că ești evanghelic, că ești pocăit. Nu tu ești pocăit, părinții tăi și are treabă cu tine. Câți din n-am întâlnit eu colegi de-ai mei care au avut situații de genul ăsta? Dar am luat lucrurile ca atare și am mers înainte considerând lucrurile acelea ca făcând parte din viață. Mi s-a întâmplat te deranjează când știi că cineva râde de tine, nu-i așa? Te deranjează când se adună doi, trei și încep a râde de tine. Doar ai și tu personalitate. Dar dacă nu ești învățat cu lucrurile astea tot îți spui probleme, oare ce au ăia de rădimini? Dar n-au ce face, dar stai noaptea, mai ales fetele, udă perna cu lacrimi, oare de ce? Oare ce se întâmplă? Când de fapt ai putea cânta o cântare, face o rugăciune și îi spune Doamne binecuvintează-i și pe ei, dar și pe mine mai mult. Dar, ce? dar rezolvi ceva dacă stai acolo? Dar dacă ești învățat efectiv numai în domeniul tău să fie și n-ai învățat că viața e nedreaptă, rămâi blocat, nu faci față la provocare. Crești în viață, la un moment dat să atingi cineva de tine, dar de ce te-ai atins? Păi îți spune ceva, dar de ce mi-ai spus asta? Dar îți spuneam altceva, trebuia să spui altceva. Dar niciodată nu nimeresc ceea ce dorești tu. Niciodată nu știu ce gândești tu. Ori învață din punctul ăsta de vedere să fii ascultător față de autoritate. Și lucrul ăsta Dumnezeu îți pregătește viața în continuare și tu ești pregătit să faci față. Doamne ajută! Stimații mei, dați-mi voi să vă vorbesc de-a doua, pentru că aș vrea să lăs loc suficient pentru răspuns la întrebări. Am răspunsul la toate întrebările. La toate. De spun, nu știu. <laughs> Înțelegeți? Și las loc suficient pentru asta. A doua provocare pe care au tinerii, adolescenții, este cea specificată încă din vechime în Cartea Cântărilor, Cântarea Cântărilor, de exemplu, capitolul 8 cu versetul 4 spune așa, Vă rog ferbinte, fiice al Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Trez vremea aceasta când adolescenții și tinerii stârnesc dragostea dinainte de a apărea ea. Pentru că psihologii le-au spus că se pot îndrăgosti la 11 ani, la 12 ani, la 13 ani, când efectiv pot dezvolta relații. Și Sfânta Scriptură spune că fiecare lucru de sub cer își are vremea lui. Oare e vremea dragostei e la 11 ani? Oare e vremea să ai prietene și prietene la 14 ani? Pentru că o grămadă de relații sunt distruse și o grămadă de lucruri din viitorul nostru sunt terminate din cauza asta. Și lucrul ăsta o pătruns și în mediul evanghelic. muz de aici din sală deja aveți prietene sau prieteni. Vă rog să nu vă ridicați picioare. Însă, e foarte important de știut că vremea iubitului este după vremea mântuirii. Niciodată, niciodată, Vremea iubitului nu înaintea vremea mântuirii. Ori toți ne ocupăm acum de vremea iubitului. Și câteodată nu mai prindem vremea mântuirii. Foarte mulți dintre copii nu mai prind vremea mântuirii. Și atunci când sunt pe aproape de ea, nu accesează. De ce? Pentru că încă din fragedă copilărie, adolescență, efectiv și-au irosit toate sentimentele nobile și frumoase, toate gândurile grozave pe care le puteau oferi unei singure ființe pe care o rânduia Dumnezeu. le au oferit și le au împărțit în dreapta și în stânga, ajungând pe la vârsta de 20 și ceva de ani, după ce au avut vreo 3-4 prieteni, unii spun, ei puțin, după ce au avut prieteni la fel, să spun același cuvânt pe care l-au spus întotdeauna, te iubesc, dar nici el nu se mai crede pe el însuși. Nici el nu-i nu convingător în ceea ce spune. Prea mult a repetat până atunci lucrul acesta. Ori, stimați frați și stimați tineri, aveți grijă la aspectul acesta. Există un timp, o vreme, când Dumnezeu îți dă voie să trăiești momentul acesta al dragostei. Însă, la foarte mulți dintre dumneavoastră, când aveți prietene și prieteni la o vârstă în care nu puteți susține o familie, V-aș ruga tare mult să vă evaluați prioritățile. Există întrebări de genul ăsta, am prietene, ce fac acum? Probabil va fi și în seara aceasta și vom găsi o soluție cumva la problema aceasta. Însă aș vrea să vă spun foarte clar că trebuie să fiți foarte atenți în domeniul acesta. Am văzut elevi olimpici, elevi care aveau viața înainte, tineri care se pregăteau, studiau, pentru că e perioada când reții lucrurile. E perioada când citești o singură dată și ții minte toată lecția. Alții nici nu trebuie să citească o singură dată, să atenți la clasă. Și efectiv nu mai au nevoie, pentru că rețin lucrurile respective. Ei dintr-o dată s-au îndrăgostit. Din momentul în care s-au îndrăgostit, nu mai rețin nimic decât chipul iubitei. Atât tot. Nu mai rețin, nu mai pot învăța nimic. Să duc în cameră și visează așa cu fluturaș în stomac, visează la ea sau la el, abia așteaptă să se întâlnească, și acum, cum spuneam și ieri la predică, în lumea asta, când adolescență sunt prieteni, au o finalitate și finalitatea se cheamă curvie. Știți de asta, discută de asta. La credincioși, la băieți că și fete care vor să fie totuși credincioși Domnului și să nu-și bulverseze viitorul, a avea prieteni de la 14 ani și a visa în continuu până la 26 de ani când se însoară el sau se mărită ea la 22 de ani. Cât crezi pe că pot rezista. Spuneam și ieri la slujbă, cum zic bătrânii noștri, stai pe aragaz la foc mic, cât reziști. De aceea pericolul e așa de mare. Nu numai că nu mai ești, nu mai ai potențial să faci ceva. Nu numai că orile de matematic și așa nu prea-ți plăceau ții, dar trec pe lângă tine la viteză. Te miri de ce când termin liceul la BAC ai note slabe. De ce? Ai fost îndrăgostit, mai? Dar nu trec ăștia și la, la, ori, la nota de matematică, nu trec în plus din cauza dragostei, nu trec. Nu trec. Rămâi într-un anumit nivel. O, oh, câți de mulți n-am văzut eu copiii care și-au stricat viitorul, cu toate că erau dotați în anumite materii și puteau să învețe mai mult, pentru că totul s-a frânat în viața lor, că s-au îndrăgostit înainte de vreme. Și să vă mai vorbesc de decepții? Când el de la 14 ani are prietenă și la 16 ani prietena vorbește cu un alt băiat. Și trebuie să stea părinții pe lângă el, să ia funiile, să nu meargă prin pe să nu se ducă printr-o parte, să în alta, pentru că el are, nu mai poate trăi fără ea. Efectiv, nu mai poate. Sau invers. Și tragediile pe care le vedem întâmplându-se sub ochii noștri, sunt extraordinare. Nu pot să spun că decepțiile sunt mai mici în rândul evanghelicilor când se întâmplă așa ceva. De foarte multe ori se ridică anumite sentimente de răzbunare și fetele vin și spun, băieții nu sunt vrednici de încredere, toți băieții nu sunt vrednici. Ei, băieții care au fost înșelați la 15 ani, vârsta maximă, extraordinară, băi, toate fetele sunt neserioase. Și el așa crește cu chestia asta. Crește așa și îl vezi la 25 de ani. Băi, dar vorbești și tu cu o fată. Nu, no, nu, no, nu. No. Și-am pățit eu la 15 ani. <răzări> Șocul vieții. asta -i. Toate astea, stimații mei. Pentru că s-a stârnit dragostea. când nu-i vremea ei. Este un timp când poți să stârnești dragostea. Când efectiv, când poți să se asumi responsabilitățile unei căsătorii. Adică, poți să te întreții pe tine, poți să o întreții pe soția ta și dacă sunteți binecuvântați de copii, puteți să vă creșteți copiii. Câtă vreme nu poți lua responsabilitatea asta, chiar dacă ai 26 de ani, dar dacă n-ai servici, cu ce trăiești? Dar suntem la Elim, frați abia așteaptă să ne ajute. Vă aș nu stați pe baza asta. Conducerea bisericii se prinde rapid. Nu, trebuie să fii responsabil pe viață. Trebuie să fii responsabil de datorie. Trebuie să fii responsabil să susții. Toate lucrurile astea ți aparțin. Ori a face față la provocarea aceasta este un lucru extraordinar. Mi-a plăcut să văd și îmi place în seara asta să văd decizii care se iau în domeniul ăsta. Când tineri, când adolescenți, la un moment dat au venit la el fata unui diacon, la un băiat, care era tot în biserică, slujeam aveau amândoi vârsta de 16 ani. Aș vrea să fiu prieten ta. Toate, de ce să rămân eu fără prieteni? Toate prietenele mele au prieten. De ce să n-ai vrea să fii prietenul meu? El a spus, ba da, aș vrea. Dar vin după ce am eu 22 de ani și discutăm. Până atunci treci și tu la învățat și eu. Până atunci învățăm. Ai putea să faci așa? Sau o pierzi? ți -o ia altul. Că de foarte multe ori văd gândirea asta. Ți-o ia altul la 16 ani. Nu uita iubitul meu și iubita mea tânără. Ce are Dumnezeu păstrat pentru tine nu-ți poate lua nimeni. Nu-ți poate lua nimeni. E indiferent cât e el de capabil sau cât e ea de atrăgătoare. Nu-ți poate lua nimeni. Dumnezeu păstrează ceva pentru tine. Te face să fii compatibil cu cineva anume. Este o compatibilitate care se dezvoltă în timp în sfințenie, în curăție, în apropiere de Domnul și din punctul ăsta de vedere nu ești compatibil cu oricine, dar compatibilitatea aceea trebuie să o păstrezi la un anumit nivel, ca Dumnezeu și Duhul Sfânt care va locui sau sper că locuiește deja în tine să te călăuzească în domeniul acesta. De aceea e important pentru noi să ne dăm seama, stimați tineri, că acum este vremea, în primul rând, să ascultăm de autoritate, adică de părinți, Doamne ajută! Este o vreme când trebuie să ascultăm și este o vreme când trebuie să-i cinstim. Cerele sfatul. Vezi cum se vede prin, prin, prisma lor. Sunt oameni cu experiență care îți împărtășesc experiența cu plăcere. În timp ce tu judici cu inima că ești îndrăgostit, că nu mai poți, cere sfatul tatălui tău sau o mamei tale. Spune, mamă, uite, față de fata asta, am ajuns acum așa. Ce părere ai? Și mama și tata care te cunoaște mai bine decât te cunoști tu, Vine și îți spune, măi, uite care situație. uite cum văd eu lucrurile. Nu-i neapărat, dar cel puțin le-ai părerea. Cum de te-ai apucat să ceri părerea la toți colegii tăi, dar părinții tăi nu știu? Cum de te-ai apucat și știi toată biserica, cine ești tu și ce faci, dar părinții tăi nu, nu, cunosc lucrul ăsta? Și încă o dată vă repet, sunt singurii oameni care știu o grămadă de greșeli de ai voastre, o grămadă de mofturi de voastre, dar nu au spus la nimeni nimic. Pentru că țin acolo. Asta e a noastră. De țin acolo. E vremea în care poți să asculți de părinți și să-i cinstești. În al doilea rând, e vremea să înveți. Asimilează informații. Învață. Citește Cuvântul lui Dumnezeu. Asimulează Evanghelie. Învață de pe de din Biblie. Pentru că lucrurile acestea contează. Vei îmbătrâni și nu vei uita versetele care le înveți acum. Învață lucrul ăsta. Citește comentarii biblici pentru o anumită temă pune întrebări, când prinzi o seară de asta, pune întrebări, chiar dacă predicatorul spune că nu știu. Asta recunoaște și el și tu că trebuie să mai studiem. Doamne ajută! Dar pune întrebări! Te apropii de cineva, domnule, uite, eu nu știu felul ăsta. Pune întrebări biblice. Apoi un alt lucru foarte important pentru voi, stimați tineri. Asigură-te că Hristos este Domnul vieții tale. Fă din El Domnul tău, Mântuitorul tău. invite l în viața ta. Doamne ajută! Pentru că multe comunități, din pricina verificării pe care o fac, de exemplu, există comunități care dau botezul și dau voie unui tânăr să încheie legământ cu Domnul la 18 ani, iar fete la 16 ani, din pricina faptului că consideră maturizarea lor la momentul respectiv. Însă nu te împiedică nimeni la 13 ani să vii în fața păstorului, a mamei, a tatei și spui, vreau de astăzi înainte, să fiu ucenic cu Domnul Iisus Hristos. Voi îmi veți da botezul când veți crede de cuvință. Dar până atunci, eu mă duc la repetiție, mă duc la orchestră, mă duc să slujesc Domnului, până atunci eu vreau să trăiesc în sfințenie pentru Domnul meu. Când veți considera să mă oferiți botezul, este problema dumneavoastră. Dar eu, de acum, vreau să-i aparțin Domnului. Câți dintre noi facem lucrul ăsta? Pentru că observ în mediul nostru evanghelic, că li se transmite fetelor și băieților, și o să discutăm puțin mai târziu de a treia provocare, că acum vei faci și vrei tu, te discuți cum vrei tu, te uiți unde vrei tu, decizi ce vrei tu, vorbești tu ce vrei tu, că încă n-ai luat botezul. Încă n-ai luat botezul. Problema este că la momentul actual, tot internetul, cu toate mizerile, cu toate adicțiile, cu toate păcatele, se adresează tocmai așa ceva. Într-o zi, liderul de tineret de la noi din biserică îmi spune, frate pastor, nu pot să țin, sunt anumiți băieți din, și fete din, din, de la studiu cu tinerii care nu acceptă copiii de 13 ani să fie acolo. Noi vrem să vorbim de căsătorii, de relațiile între tineri maturi, să discutăm, vrem puștanii ăștia aici să discută în fața lor. ce, ce știu ăștia? Zic, ia lasă, du-te puțin și vorbește cu ei, ce știi, tu ești însurat, nu? Da, și ai copii, da. Nu te și vorbește puțin cu ei, să vezi ce știu ăștia. Au speriat la mine și zic, ăsta știu mai mult ca mine, frate, Normal! Normal și voi nu-i primiți că și că nu știu. Ba da, știu. Și știu câteodată și nu trebuie. Nu le oferim nimic. Le spune, băi, stați pe lângă, nu vă primim la studiu, nu puteți să-L primiți pe Domnul Isus. încă mai așteptați și când la 18 ani mergem noi, băi, dai vremea să vii la pocăință, măi. Spune, frate, e târziu pentru mine. E târziu, am intrat pe anumite site-uri, am prieteni sataniști, am ocultiști, am vrăjitori, încă practic magia albă, nu neagră, practic magia albă, deja s-a ocupat cu alte chestii, că atunci când s-a putut, n-ați avut grijă de mine. N-am avut o nișă unde să intru. s au deranjat ăia mai în vârstă, că ce că puștan. Uite că acum nu Și la asta fac un apel și la dumneavoastră aveți mentalitatea asta. Că nei nu pot intra. Dar ce să nu intri, mai nu-i loc în, în, împărăția Domnului? Duhul Sfânt nu e aici? De ce să nu se roage cu mine? De ce să nu cânte cu mine? De ce? Pentru că să-l trimit pe mâna altuia? După care să trebuiască să învăț cursuri de escocizare? Ori e vremea, la momentul actual, ca copiii, ca adolescenții să fie încurajați să-L invite pe Iisus Hristos. Bucuria pe care o văd în anumite comunități care au înțeles lucrul ăsta, este la slujbi obișnuite, ca cele din seara asta. Duhul Sfânt a început să boteze adolescenți și copii cu Duhul Sfânt. Au vise, au vedenii, au profeții din partea Domnului. Că Duhul Sfânt vine de înainte să intre în viața lor. Noi îi vom boteza când vom considera noi de bine. Dar Duhul Sfânt vrea să le ocupe inima să facă Domnul așa și la Elim. Pentru că e important lucrul acesta, frații mei. Și apoi e foarte important slujirea. Slujiți înaintea Domnului! Slujiți în prezența Domnului! Căutați un loc în biserică în care să fiți aproape de Domnul, să slujiți! Pentru că nu uitați, ziua căsătoriei este o zi de seceriș, nu de semănat în ziua căsătoriei seceri ce ai semănat până atunci. Există foarte mulți băieți și fete care în ziua căsătoriei vor să primească maximul de binecuvântare pe care o dă Dumnezeu la un tânăr care a venit la studiu, care a mers în misiune, care a cântat în orchestră, care a cântat în fanfară, care a cântat în cor, care a fost pe acolo, pe aproape, și o stat totdeauna. El a mai fost pe la biserică, o stat prin parcare să vadă ce mașină și-au mai luat frații, să vadă dacă totul e ok, mai intra din când în când pe hol, să vadă să-și mai clătească ochii în partea surorilor, să vadă ce fete tineri au mai venit pe aici și așa mai departe, dar De nu a avut treabă, că la un moment dat se trezește sensoare. Și ca atare cere și el, Doamne, dăm binecuvântare și încă face și chem vreo câțiva păstori să se roage pentru mine. Poate eu nu reușesc să te fentez, Doamne, dar chem câțiva păstori, poate mă ung cu un de lemn ceva, numai să-mi dai maximul de binecuvântare. Frații mei, în ziua aia toți suntem acolo și am vrea Dumnezeu să-i dea. Numai singurul care nu se lasă să fie înșelat, știți cine? Dumnezeu ce seamănă omul, Așa se ceră. Și ziua de căsătorie este o zi de seceriș. De aceea v-aș ruga tare mulți. Când veți ajunge în ziua aceea și vă veți pleca pe genunchi, împreună cu aleasa sau cu alesul inimii voastre, ce îi veți spune lui Dumnezeu? Că ați făcut până atunci? Cu tinerețea voastră, cu frumusețea voastră, cu inteligența voastră, cu timpul vostru. Veți putea să spuneți, Doamne, am pus cât am putut la îndemâna ta. Recunosc că putea face mai mult. Dar te rog, dă binecuvântarea ta. Și Dumnezeu să-ți dea binecuvântarea care face diferența. În viață, binecuvântarea pe care o primești în ziua căsniciei face diferența în căsnicie. Pentru că foarte mulți au primit bani, cadouri, mașini, apartamente și, fiindcă nu au fost binecuvântare, s-au terminat toate. Nu au avut nicio valoare. Am întâlnit oameni care au plecat în viața de căsnicie doar cu binecuvântarea Domnului. Și câteva urări la cineva care a fost aproape de ei și a spus, Dumnezeu să vă binecuvinteze, părinții n-au ce vă da, prieteni n-au ce vă da, dar cu binecuvântarea aceea i-a însoțit Dumnezeu și au fost un model pentru alții, pentru că binecuvântarea face diferența, slăvit să fie Domnul. Amin. Umbli după binecuvântarea asta, cauți această binecuvântare, caută să-L slujești pe Domnul. Pentru că slujindul pe Domnul, El ți se va revala, ți se va descoperi. Mă uit că timpul trece la nouă, trebuie să încheiem, nu? Cu toate întrebări. Se poate? Se poate. <laughs> Prima provocare pe care avem este să înveți să fii supus autorității. A doua provocare este nu stârni dragostea până nu vine ea. Așa am vorbit mai mult. A treia provocare din nefericire de care trebuie să vorbesc, este nu trăind în imoralitate sau în curvie, cum spune Scriptura. Există din pricina lejerității predicării Evangheliei în zilele noastre de astăzi, a modului în care oamenii au început să vadă de, de formatorii de opinie, de cei înălțați în anumite funcții, în statul nostru, în prejurul nostru, că a devenit ceva obișnuit lucrul acesta. Și din nefericire și în rândul tinerilor evanghelici, din ce în ce mai mult plătând din mentalitatea asta, băi, ce are lucrul ăsta? Nu se întâmplă nimic. Ori Biblia vine și spune, fugiți de așa ceva. Spune Apostolul Pavel foarte clar, orice alt păcat pe care îl face omul, este un păcat făcut afară din trup. Cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Textul acesta biblic, îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 18. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Ori, aș vrea să vă spun, stimați tineri, frumoși și deosebiți, Dumnezeu ți-a făcut trupul tău ți l-a proiectat, ca în interiorul sanctuarului tău există un sanctuar lăuntric, să-l porți pe Domnul. 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 13, spune așa, Mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Asta vrea să ne spună când va nimici, nu acum. Că acum mergem pe sistemul ăsta digestiv, în împărăția lui Dumnezeu nu vom mai merge pe el. Dumnezeu va nimici și pântecele și mâncările, chiar dacă vom sta la masă cu Domnul, dar nu vom mai avea sistemul acesta digestiv. Însă despre restul trupului, uitați ce spune, dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și atenție, nu Arhanghelul Miail, nu Îngerul Gabriel, și Domnul este pentru trup. Adică, în interiorul tău, domnișoară și domnișori care ești aici, frate și soră, Dumnezeu are un loc în care să vină El să te onoreze, să locuiască acolo. Și cumva curvia distruge abilitatea asta. Îi ia puterea ca Dumnezeu locul ăla sacru pe care îl are El acolo să nu-L poată ocupa din cauza curviei. De aceea atât de asta. De aceea e atât la îndemână astăzi. De aceea e atât de provocatoare astăzi. Pentru că diavolul care își scoate legile astea împotriva familiei, împotriva bisericii, împotriva omenirii chiar o scoate, legile astea, dorește să distrugă pe oricine, păstrează sanctuarul ăla curat pentru Domnul. Omul mai poate greși, poate minți, poate fura, poate... Toate spăcate în afară de trup. Sanctuarul rămâne acolo. Când un tânăr și o tânără Cadă pradă păcatului curviei. Păcatul acesta distruge. Ori Biblia vine și spune aici, nu știți? Versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Și nu mai știți un lucru, spune Biblia. Versetul 16. Nu știți că cine se lipește de cineva prin păcatul acesta devine un singur trup cu el, de foarte multe ori, mulți tineri au probleme. Și tineri au probleme. Pentru că ajung la un moment dat să se căsătorească, dar ei au deja o legătură făcută, nu alt, nu alt lucru, nu alt păcat te leagă de cineva decât ăsta. Au o legătură făcută, o bucată din el în celălalt, pentru că asta face păcatul ăsta ale imoralității. Și el vrea să intre într-o legătură legitimă, cum de căsătorie, și merge greu foarte greu merge. Pentru că nu te poți lipi de celălalt cum trebuiește. Pentru că tu mai porți în urmă anumite lucruri, chiar dacă iertabile, dar li porți. De aceea vă atrag atenția. Textul ăsta biblic, știți de după ce text este? Pentru că foarte mulți o să aveți întrebarea asta, totuși dacă un tânăr o greșit, nu mai există posibil. Ba da, ba da, Ascultați ce spune Biblia aici, de exemplu, 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta nici curvare, nici închinătorii la idoli, nici prea curvare, nici malahii, nici sodomițe, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivi, nici depăimători, nici răpăreții. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și atenție ce spune. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți nepriniți în numele Domnului Isus prin Duhul Dumnezeului nostru. Și după asta, Vine și le spune: Le ăștia sfințiți, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt și că trupul nu-i pentru curvie, ci trupul este pentru Domnul și Domnul este pentru trup? Oameni spălați și albiți în sângele Domnului, ajung ca să poată da socoteală de anumite lucruri pe care le-au făcut și care sunt consecințe ale păcatului lor. Nu uitați! David, om după inima lui Dumnezeu, a păcătuit înaintea Domnului. I-a iertat Domnul păcatul? Da. Da, a avut consecințe? Da. Niciodată n-a mai fost ce putea să fie. Niciodată. Aș vrea să vă vorbesc foarte mult de oameni capacitați, oameni extraordinari pe care i-am întâlnit și care la un moment de neveghere, de lejeritate biblică și morală, și-au permis să facă anumite lucruri. Din momentul ăla n-au mai putut fi niciodată la potențialul pe care Dumnezeu era gata să-l ofere, pentru că au făcut gestul acesta. v aș ruga tare mult, stimații mei frați, este o provocare a zilele noastre de astăzi. Este o provocare în mediul evanghelic. Este o provocare și vedeți cum cad titan în prejurul nostru. Cad profeți, cad pastori, ca oameni, pentru că este un păcat grozav lucrul ăsta. Și diavolul încearcă pe toate posibile, lasă minciuna, lasă oția, lasă alte lucruri, iubirea de bani, dacă te poate face să cază în domeniul ăsta, ți-a luat tot potențialul pe care puteai tu să-l ai vreodată. Te distruge efectiv. Și lucrul acesta are repercusiuni. Te iartă Domnul, te spală, dar niciodată nu poți să fii ceea ce puteai să fii. De ce? Pentru că ceva anume a distrus locul acela, sanctuarul acela. Putem să vedem pe David, un om care s-a luptat cu Goliat și l-a învins. Dacă n-a fost vorba de Batseba, n-a mai putut să facă același lucru. Și atenție, frații mei, David la momentul ăla era bărbat căsătorit, avea soții și cu toate acestea și-a permis, datorită statutului său de rege în Israel, să gândească lejer și să trăiască lejer. Și a adus sabia în casa lui și David până la sfârșitul vieții s-a tot mărturisit de păcatul respectiv, chiar a făcut san ca să ne arate că n-a fost un păcat mărturisit undeva într-un ungher doar lui Nathan, ci a compus psan, ca să ne arate tuturor că păcatul odată săvârșit, îngropat, el totdeauna stă în fața ta, totdeauna vine acolo. De ce? Pentru că suntem chemați într-o asemenea vreme, chiar dacă suntem luați de mămăligă, de fraieri, de blegi, să fugim de poftele tinereții, să fugim de păcatul acesta. Chiar dacă râd de noi ăia care sprecepuți la toate acestea, caută să fii ca Iosif, mai faci ani de pușcărie, dar rămâi curat. Mai faci timp îndelugat de când nevasta lui Potifar râde de tine, dar efectiv vine vremea când Dumnezeu te scoate de acolo. Pentru că ți-ai păstrat sanctuarul curat și Hristos vine să locuiască în noi, slăvit să fie Domnul. Frumusețea fiecare ființe umană este tocmai asta, stimați mei. Înăuntru tău, dincolo de mărimea urechilor și a nasului, dincolo de înălțimea care o ai mai înalt sau mai scund, dincolo că dacă-ți place sau nu, cum arăți în oglindă, înăuntru tău există un loc în care Hristos vrea să vină să împlinească cuvântul Său. Hristos în noi, nădejdea slavei. Dacă a venit Hristos acolo, n-are nimeni ce să-ți facă din lumea asta. N-are nimeni. Regele Universului vine să locuiască acolo. Vine să fie Domnul vieții tale, să ne ajute Dumnezeu. Acum aveți aceste provocări. Una dintre ele o puteți rezolva în seara asta. Mergeți puțin pe lângă mama, pe lângă tata, întrebați ce mai face, Cereți-vă iertare din momentele când ați strântit ușa și o sărit clanțele. Mergeți dacă aveți bani, cumpărați clanță nouă și mai departe. Discutați aspectul ăsta. Probabil părinții o să fie puțin șocați de atitudinea asta. E bine să luați niște pastele de inimă unii dintre voi să-i dați la părinți să nu aibă șocul prea puternic. Apoi vă aș are mult, aveți grijă acum în ce relație sunteți. Dacă cumva strâniți dragostea înainte de vreme, există congelator spiritual puneți la acolo, păstrare, frumos, așa, treceți așa, dacă aveți 17 ani sau 16 ani, treceți pe temporalizator să vină pe la vreo 22 de ani, așa, după care să dezghețe, s putea când se dezgheață să nu mai fie aceeași lucrare. Eu am mai spus și altă dată, vă repet și dumneavoastră, v-am spus să cunoașteți pe Domnul și să aveți legământ, pentru că legământul este cel ce îți dă acces la anumite informații. Spune Sfânta Scriptură în Luca, capitolul 7, că ei și învățătorii legeau au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul. Deci oamenii cei mai culți ai vremii n-au accesat planul lui Dumnezeu pentru că n-au primit botezul. N-au făcut un păcat grozav, n-au primit botezul. Imaginați-vă dumneavoastră că afară e destul de frigut, da? Să fie vreo 20 de grade minus afară. Iar aici băieții ăștia de la frații de la Elim au pregătit un ceai cald, îi caldă în adunare, îi, îi sații de amplificare, dar noi nu putem intra în adunare de la Elim pentru că ușa e încuiată și la ușă ne trebuie o singură cheie din metal zâmțată. Dar nu are nimeni. Și toată lumea drdim de frig afară la minus 20 de grade, ne uităm pe ziamuri, că abura, aburul se ridică din ceștile de cafea, de ceai și de cafea și noi nu putem intra aici pentru că ne lipsește o cheie zâmțată. Păi nu ți potrivește a mea? Nu, nu, există o cheie care deschide ușa aici. Aș vrea să vă spun, există o împărăție a lui Dumnezeu, un plan al lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, vrednică de Dumnezeu. Tu nu-l accesezi până nu ai cheia ezemțată, și anume botezul. Păi, fraților, dar ce-i botezul? Te, te coboară ăștia uscat și te scoate ud. Da, dar e cheia ezemțată, băi. Atât tot. Dumnezeu îți dă cheia ezemțată. Intri dintr-o dată într-o sală cu tot ce trebuiește. Ei, Până atunci n-ai de unde să știi. Până atunci poți uiți pe fereste, pe afară de din de frig. Dar când ai intrat în sală, poți să-ți vezi locul tău, poți să vezi camerele de filmat, poți să vezi pe cei de aici. Pentru că ai intrat pe baza la cheia respectivă. Ei, știți care e riscul aici? Riscul este aici că se duc băieți cu minți, copii de slujitori, de dirijori, de păstori, se duc la fete cu minți. N-ai vrea să fii prietena mea? Că așa, cred că noi ne potrivim. Cred că ni potrivim. Și într-adevăr se duce la ăsta, bea, bea ceaiul acasă la fată, mai vorbesc, mai cutare, tare, jur amândoi credințe. La un moment dat, la un moment dat, după vreo trei ani de zile, când tata la fată deja îi spune, este inginerica meu, doar nu degeaba îmi el ceaiul, nu degeaba îmi faci cheltuială, nu? E mea. meu. După trei ani de zile se trezește că trebuie să iei botezul și îi se dă și lui cheia zânțată. Și intră în planul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune cumva, fata asta e bună, E grozavă, dar nu e pentru tine. Cum adică? Dar am băut atâta <laughs> Da! Du-te și îi spune acum la tata, fetic, frate, Dumnezeu are un alt plan. Trebuie să ai viteză în cazul ăsta, când pleci de acolo. Trebuie să ai viteză, că nu se poate altfel. Numai bine este ca tu să îngheți și să spui, Doamne, doar când am cheia, după ce am luat botezul, descoperim pe cea sau pe cel pe care mi l-ai rânduit în viața asta scurtă ca să-mi duc mântuirea și slujirea la capăt. Și să rânduiește Dumnezeu pe cineva lângă tine. Nu trebuie să fie neapărat cel mai frumos, cel mai bogat. Că Biblia vine și spune, cine găsește o nevastă bună, găsește fericire, este un dar pe care îl capătă de la... Nu uitați, frumoasă găsim singuri. Frumos găsim singuri. Bogat ne interesăm, avem relații, peste tot. Ne interesăm ce moștenire are, ce moștenește de la taixul. Bun. Care e aparatul? Cineva care are aparat să găsească pe cel bun pentru tine. Doar Dumnezeu. Și Dumnezeu îți face harul ăsta doar dacă e prieten cu tine. De aceea am prietenește-te cu Dumnezeu. Doamne ajută! Am vrut să insist. S-au pus ceva întrebări de eu, deja am fost foarte explicit. Prima întrebare pe care o aveți aici, este păcat să te săruți înainte de căsătorie? Nu e ok, întrebarea e foarte bine și mi-a adus aminte că n-am vorbit de, de, lucrul ăsta. După cum se știți foarte bine, sărutul este ceva ce aparține soțului și soției. Prin sărut cei doi se apropie unul de celălalt și după sărut urmează și alte lucruri care fac parte dintr-un preludiu, al lipirii celor doi la nivel trupesc. Când tinerii se sărută între ei, stârnesc niște sentimente, stârnesc niște emoții, stârnesc niște stări la finalitatea cărora nu pot să meargă mai departe dacă vor să rămână sfinți și pocăiți. De aceea spunea cântarea cântărilor, textul biblic de acolo spunea, dacă ai fi Fratele meu te-aș săruta și nimeni nu m-ar ținea de rău. Există un pasaj biblic. Atunci când continuați să trăiți în modul ăsta și să considerați că e normal, orice fată pe care o săruți sau orice fată care se lasă sărutată dezvoltă anumite sentimente pentru persoana cealaltă. Dezvoltă. Chiar dacă nu-ți spune. Și de lucrul acesta v-aș ruga tare mult să vă feriți. Dacă nu ai absolut nimic cu persoana respectivă sau pierzi vremea numai așa, nu uita că ăla ai copilul cuiva. Ăla ai copilul lui Dumnezeu în primul rând. E un purtător, e un posibil purtător de Hristos. Nu-ți bate joc de el. Am mai întâlnit băieți care se duc cu o anumită fată, îl lasă să o pupe așa pe obraz, mai simplu că nu vorbesc de alte săruturi, franțuzești, englezești, spanioli. Așa, o sărut așa și după care el îi spune, băi, du-te dacă vrei să încerci să vezi cum e sărutat, du că este o fată care te lasă. Ori nu uita, chiar dacă fata respectivă nu e atentă sau este într-o stare în care e nevegheatoare, nu ai voie să-ți bați joc de copilul nimănui. Ți-ar place cineva să facă cu sora ta așa? Ți-ar place? Spun direct lucrurile astea. Pentru că văd că în mediul nostru există o permisivitate. Pe baza a ce? Pe baza a ce? A ispitirii noastre continuă? Sper că am spus suficient. Și cine în domeniul ăsta, încă o dată, nu vă ridicați pe picioare, dar să ne aduce Domnul să ne păcăim. Ziceți amin că trebuie. Cum putem aborda o tânără sau un tânăr într-un mod respectos? E simplu respectând ca și cum ar fi sora ta, fratele tău. Așa se face. Eu v-am mai spus poate altă dată, la o altă întrunire, eu m-am căsătorit la vârsta de 27 de ani. Până atunci am plecat în misiune peste tot, n-am avut nicio prietenă. Nu aveam pe o fată, știam că fetele, toate fetele, chiar dacă unele dintre ele mai râdeau, glumeau, altele mai sobre, mai serioase, dar toate erau erau surori și fiice ale cuiva, mai ales fiice ale lui Dumnezeu. Nu pot eu să mă duc să fac mișto din ea, nu pot eu să mă duc să fac probe pe cineva. Nu, am stat așa. La un moment dat am vrut să mă căsătoresc, a venit vremea, era timpul și m-am rugat Domnului. Și la un moment dat, în sânul comunității noastre, a venit un cor de undeva și o slujit. În mijlocul corului respectiv erau multe fete, dar cum v-am spus, există o anumită compatibilitate care se dezvolte. Multe fete sunt frumoase sunt la locul lor, dar nu ai compatibilitate, nu ai atractivitate dintr-o cauză sau alta. Și am văzut o fată acolo care mi-a plăcut. Bineînțeles că în seara aceea, duminică seara, m-am dus la ea. M-am dus la ea, am aflat unde locuiește, că nu o știam până atunci. M-am prezentat cine sunt, o zis că mă știe, bineînțeles că m-am bucurat. Că mă știe, deci cv era ajuns înaintea mea. Și am spus simplu, eu vreau să mă căsătoresc, Vreau să vorbesc cu o fată în vederea căsătoriei. Deci eu nu fac probe aici, să văd dacă mergi data asta. Nu, vreau să văd. Dacă ne potrivim, mergem înainte. Dacă nu ne potrivim, cu tot respectul, și eu și tu, rămânem disponibili pe mai departe pentru cel pe care ne rânduiești în Dumnezeu. Și am spus, frate Virgil, aș vorbi cu Dumnezeu, dar eu am un prieten. Da? Foarte bine. Bineînțeles că nu mi-a plăcut, da? Asta este. Are prieten. De când ai dumneata, prieteni? De trei ani. Și cum de trei ani nu știi ce vrea? Păi nu, uite așa, că el așa... Bun, nu e nicio problemă. E, joi, e duminic duminică seara. Mercuri seara, eu vin înapoi aici. Spune la prietenul tău, dacă el continuă cu tine, e bine, dacă nu se dea la o parte, că vine robul Domnului. <laughs> păi nu, nu trebuie să-i furi prietena cuiva. Nu ai voie să faci asta, e în pocăință, nu e așa? Nu ai voie. Miercuri seara m-am dus, cum am sus, așa, m-am dus, sperând să se dă la o parte. De unii îmi deschide ușa un prieten de al meu. Și trebuie ce face aici? Păi eu sunt prietenul ei. Bun, și ce face acum? Ne căsătorim. M-am făcut rost de încă de o nuntă. Știți cine o predicat la nuntă la ei? Eu. V-am spus lucrurile astea că în pocăință n-ar trebui să fie cu furatul, cu pariurile și cu altele. Nimeni nu ți-a ceea ce e al tău. Când mă uit acum la soția mea și la modul în care mă acopără toate nevoile mele, eu sunt ceea ce sunt, dar ei din spatele meu, niciodată puteam să am zece veți. nu găseam o persoană ca ea. Vă spun doar un, un, un singur aspect, așa, să vă spun din punctul ăsta de vedere. Iau au crescut într-o familie de 14 copii, au fost a 10 -a. A văzut care sunt greutățile unei familii, a văzut dificultățile unei familii și s-a hotărât să nu se căsătorească niciodată. Asta a fost decizia ei. Și a spus, Doamne, totuși, dacă vreodată vrei să mă căsătoresc, nu accept decât cu un slujitor al tău să-l ajut în lucrare. Și așa am căzut eu în capcană. <laughs> Aș vrea să vă spun, ne-am căsătorit. De 33 de ani suntem căsătoriți. N-a fost odată să mă chemi frațe la înmormântare, evangelizare, misiuni, ungerii cu un de lemn, sau ceva și ea să-mi spune de data asta nu te duce în timp ce eu vorbeam la telefon și îmi spuneau frații, unii înmormântare, vin foarte mulți prieteni, i-am pregătea papucii, îmi pregătea șosetele, îmi pregătea costumul, îmi pregătea... când au terminat de vorbit îmi spunea Virgil, am pregătit totul ca tu să poți pleca în lucrarea Domnului. Odată n-a fost să-mi spună, de data asta nu te duci. Vreau să vă întreb, cum găsești așa ceva sângurel? Numai Domnul îți dă. Și încă mai are, slăvit să fie Domnul. În stilul ăsta ne prind din iezul Mai trăiesc de acolo, nu? Mai scoate, slăvit să fie Domnul. E bine să pui semne înainte, înaintea Domnului după ce ai cunoscut pe persoana aia? Cum să vă spun eu? Nu i bine că s -a putea semnele să-ți pui că nu i din partea Domnului și ce faci după aceea? are mult, aveți grijă în domeniul acesta, mai mult decât semnele pe care le puneți dumneavoastră și care la un moment dat vă pot băga în necunoștință, lucrați aproape de părinți și de slujitorii bisericii. Când vorbiți cu o fată din adunare, mergeți la părinți și spuneți, vorbesc cu fata sau cu băiatul respectiv? Ajutați-mă că e momentul. Eu văd cea mai frumoasă, cea mai potrivită, cel mai grozav. Ajutați-mă. Părinții se vezi că nu mai mănâncă. Încep să postească în timp ce tu te duci la întâlnire. Du-te la păstorul bisericii și spune, vorbesc cu fata asta. Vreau, știți, slujesc în biserică. Vă rog frumos, ajutați-mă în domeniul ăsta. Cumva, Dumnezeu va veni să-ți arate anumite lucruri, dacă lucrurile astea se fac bine. De aceea v-aș ruga tare mult, ce v-am spus eu că e prima prioritate, aveți nevoie de ea atunci mai mult ca oricând. Că părinții știu ce pot tu, au anumite afinități în domeniul ăsta. Fii foarte atent la lucrurile acestea, apoi fii foarte atent la slujitorii bisericii. Păstrează-te pe lângă, de aia ca să poți veni la slujitor, trebuie să te vadă la adunare, trebuie să că slujești trebuie să pună sufle, băi, ăsta e băiat care e cu noi aici, măi, care în continuă aici ni filmează sau în altă parte, la stații, undeva. Și ăsta vrea acum să se căsătorească, trebuie să găsim pe cineva care să-l ajute în lucrarea aceasta. Și oamenii se implică cu rugăciune cu... și așa mai departe. Și e foarte important lucrul acesta. Și semnele sunt importante, sunt importante. Dar ele trebuie spuse poate puțin mai devreme. Dar rămâne așa cum ați spus dumneavoastră aici, așa. căutați să aveți relații bune. Este păcat îmbrățișarea într-o relație de prietenie la aceeași situație ca și cu sărutul. Mă refer la îmbrățișările alea foarte apropiate. Ca așa, dacă veniți să mă îmbrățișați pe mine, așa, cum de la distanță, și eu îmi lăs de obicei și ochelare aici și spunea, ai grijă ochelare. <răzări> e, e, foarte, e foarte lejer. E foarte lejer. Aici cred că se vorbește de acele îmbrățișări de contopire. Când efectiv nu mai știi unii se termină unul și unii încep și alalt. Ori, din punctul ăsta de vedere, nu-i voie. Nu-i voie. Care ar fi durata optima unei prietenii până la căsătorie? L-ați întrebat și pe Dragoș Căitoru asta, nu? Am ascultat, am văzut. Vreți să mă puneți în conflict cu el? Mă așteaptă draguș la marginea sucevei. Băi, ce-ai zis tu? Și-am zis eu. Da, nu vă răspund. Credeți că situația financiară poate fi un factor decisiv în vederea căsniciei pentru un cuplu, un cuplu tânăr? Da, este. Că dacă intri în căsătorie și nu ai bani să scumpiri, mâncare, iubire trece repede. Foarte repede trece. Mai ales cu muzica care au auzi... De flămând, așa. De aia e important să aveți oarecare stabilitate. Asta nu mă refer să fiți bogați, dar mă refer să aveți posibilitate de susținere a familiei. Dumnezeu binecuvintează, dar trebuie să aibă picini. Doamne ajută! Ori totdeauna Dumnezeu pe oamenii harnici îi binecuvintează. Căutați să aveți, să dați credibilitate familiei voastre prin atitudinea de responsabilitate în, și în domeniul financiar. Cum pot afla dacă această relație este din partea Domnului? I-ați spus o șulă, draguși, da. Stimații mei, v-am vorbit de compatibilitate. În primul rând, când vine Duhul Domnului să locuiască în noi, prin prezența Domnului Isus Hristos, ajungi să dezvolți un tip de compatibilitate te întâlnești cu băieți frumoși, cu fete deosebite, păi la locul lor, n-ai nicio dovadă, n-ai nimic, dar nu ești compatibil. Ceva nu se potrivește. Ceva... Te întreabă cineva, băi, dar ce are băiatul ăsta? Păi nu are nimic, dar nu se potrivește nimic. Nu se întâmplă, că... folosesc tinerii, nu-i clic de la mouse, știi? Nu-i clic. Nu are baterii la clic, cine știe. Dar nu, nu există acel moment care să funcționeze corespunzător. Nu trece peste asta. Cât spune cineva, dar totuși e bun, dar tot... nu, nu, lasă la nivelul tău. Dezvoltă lucrul ăsta. lasă i partea interioară să te călăuzească. Apoi, după partea interioară, vin, vin recomandările. Vin recomandările. Citiți tot Noul Testament. Când Pavel o mers în biserică, o mers cu recomandări. Când l-o trimis pe Timotei, l-o trimis cu recomandări. care e recomandarea ta? Vii și vorbești cu o fată de la Dumbrăven, de exemplu. Băia frumos, cum sunteți majoritatea de aici, grozav, vorbiți cu o fată. Știți care e primul lucru care întreb eu? Nu trebuie ce școală ai, nu trebuie dacă ai bani, nu trebuie de, -a... de unde ești membru și cine poate gira pentru tine. Păi eu sunt Timișoara, știu. Cine e primarul, friț sau cine? Vine și spune. Nu, nu, care e păstorul tău? care poate să-mi spună cine ești tu și de care biserică aparții și care este statutul tău în biserică. Care e statutul tău? De aici începe. După care eu iau legătura cu pastorul și întreb, băiatul ăsta, cine este? Ce face? Familia vrea să știe. Și atunci pastorul poate spune recomandări. Există recomandări care se spun cam așa în domeniul pastorului, foarte simplu. Ce-mi puteți spune de fata sau de băiatul ăla? Frate, pastor. Eu de rău n-am voie să vorbesc, de bine n-am și. <ră> și s-a rezolvat problema. Ai venit cu recomandarea asta, te-ai dus fără fată de la noi. <ră> de ce? Pentru că. S-au spus destule în domeniul ăsta. Deci primul lucru este dezvolt acea compatibilitate lăuntrică. Mi s-a întâmplat, frații mei, ca și slujitor, mă iau și eu după lucrul acesta, am văzut oameni care mișcau mulțimile, efectiv, mișcau mulțimile, Ei, erau topiți după el, înăuntru meu știam că ceva nu-i clar. Nu aveam compatibilitate cu el la nivel de duh timpul a arătat că omul trăia cum trăia. Păi n-am cum să am compatibilitate cu el. Nu mă pot uni în Duhul meu cu el și respect ceea ce simte înăuntru meu. De aceea e important pentru voi ca tineri să mergeți și pe latura aceasta. Mă uit și la ceas, frate, zis că putem să stăm mai mult. Eu sunt disciplinat, la nou termin mărit să fie domnul. Ce părere aveți despre relațiile la distanță? Sunt foarte bune că nu au loc săruturi și îmbrățări. <laughs> Nu-i cum. Nu-i cum. Dar nici nu poți să spui că cunoști persoana respectivă. Nu poți să spui că îți buni în primă fază, dar după aceea oricum trebuie să vă vedeți față în față și să vă cunoașteți încredințările, dorințele și așa ceva mai departe. Ce să fac dacă mi-este... Citeam acum și mi-a schimbat. S-o schimbă automat aici. Deci nu voi sunteți vinovați. Ce să fac dacă mi-e e frică să mă căsătoresc cu băiatul cu care vorbesc de ceva timp? Pe anunță că ți e frică și imediat se găsește altcineva. Deci... Verifică de ce ți frică. Că frica e din cauza la ceva anume. Verifică. Nu e spus întrebarea completă aici. Ar fi bine să te ridici pișoare și să spui, mi-e frică pentru că am văzut și atunci știm prișia prin tot, dar nu-i cazul acum să faceți lucrul ăsta. Însă există o bază a fricii pe care o ai. Te-a șugat are mult verifică autenticitate. De ce? Că dacă l-ai văzut pe băiatul ăla țipând la părinții lui, tu nu ne spui acum, tu ne spui că ți-i frică, Știți ce-i frică? Că dacă la părinții lui i-o țipat, la tine s-a putea să... e mai grav. Și lucrul ăsta e pe bună dreptate să ai frică. Pe bună dreptate să ai frică. Verifică sursa din ce pricine ți frică. Și dacă ți frică, mai degrabă stai pe loc, decât mai târziu să spui, băi, și mi mi-au fost frică, măi, și mi-a spus omul ăla care a venit să stau pe loc. Uite, acum îți măritată și chiar mi-e frică deja. Cum să procedez dacă un băiat cu care am vorbit câteva săptămâni nu mai a dat niciun semn o săptămână? Merită așteptarea sau credeți că e nehotărât? Oricum trebuie să aștepți. Ce poți face în timpul ăsta? Nu interveni acum înainte. Sunt, trebuie să cer scuze la băieți, că băieții până să dezgheață trece o bucată. Sunt mulți băieți care vorbesc și apoi probabil se roagă acum. Sau cine știe dacă le întrebe, am spune și postește. Din pricina asta nu intră el în relații rapid. Însă așteaptă, roagă -te și cere protecția Domnului. Dacă Domnul nu-i de acord cu lucrul ăsta, băiatul ăsta să nu te mai caute niciodată. Dar dacă este de acord, băiatul va că... Dar oricum n-ai altă alternativă decât să aștepți. Și vă încurajez să așteptați pentru, că, pentru băieți, cu toate că sunt mai încetuți în domeniul ăsta. Să prind cam greu că fata îl așteaptă, că dorește o anumită încurajare, să-i dea faptul că totuși nu vorbește cu alții că îl așteaptă pe el. Totuși când fata preia inițiativa, băiatul numește că e tu pe istă, domne, totuși. Vine ea la mine, îmi tulbură liniștea mea sufletească, ori din punctul ăsta de vedere, trebuie să stați pe loc obligatoriu, pentru că altfel e o invazie. 2.21.00, măriți să fie domnul. A răspunde la întrebării foarte frumos, și foarte bine, aveți multe întrebări, trațe, vă mai, mi îmi place să respect, Poți să trec puțin, da? Sunteți de acord? Mulțumesc. Merg la petreceri, dar nu consum alcool și nu caut să umblu cu fete. Este bine? Tu aștept să spunem sigur că da. Aproape spui ies. <laughs> nu, nu e bine. Și cauți tu acolo. Vestește Evanghelia sau ce vrei să spui? <laughs> nu e bine. Locul tău e în adunare cu frații. Azi nu consumi alcool, într-adevăr, sunt sigur că ești sincer, dar nu azi, mâine, poi mâine. Dacă umbli cu lupii, vei urla ca ei. Caută-ți alt cadru unde să te manifeste. Întrebarea a fost, este bine? Nu. Cine este gelos înainte de căsătorie este și după, la fel și cu seriozitatea, nu e ok să ții o fată de mână și să te uiți în altă parte? Nu-i întrebare, e concluzie. <laughs> Vă prind stare repede, fă Într-adevăr, sunt băieți geloși, dar gelozie este o fațetă a iubirii posesive când vrei să ai o fată doar pentru tine și o iubești atât de mult, și dacă ai motive să crezi că fata nu ți împărtășește iubirea respectivă, atunci apare o altă fațetă a iubirii și anume gelozia. Și Domnul spune că poate deveni gelos pe poporul sau pe ființa, spune Biblia, sau vreți să întărtați pe Domnul la gelozie. Acum sunt băieți care într-adevăr manifestă, dar dacă e manifestarea aceasta foarte pregnantă înainte de căsătorie, poate să devină și după căsătorie la fel. Și atunci căsătoria devine o temniță, o veritabilă temniță. Când trebuie să dai socoteală de mesaje, dacă ai zâmbit așa la popor, cu ei zâmbit? Că păi erau sute de oameni, nu, 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 cu ei zâmbit tu? Trebuie să dai socoteală, de un fel sau de altul. De aceea e foarte bine în domeniul ăsta, în domeniul ăsta, încă o dată, gândiți-vă la compatibilitate. Și compatibilitatea, vă repet, încă o dată, vă dă sfințenia și curăția. Că nu poți să ai în spatele tău ținut din mână, îmbrățișat, săruturi cu John, Don John, din floare în floare, mergi așa, și la un moment dat vrei să fii compatibil la un anumit. dat, tu ești, tu vrei, dar fata respectivă nu are compatibilitatea ta. Și pe loc îți spune, distanță maximă. Dar dispare întrebările de la voi, nu? Dar e bun așa. Există predestinare într un băiat și o fată? I-a spus lui Draguș, cuitor, întrebarea asta. Am reținut atunci. Ce părere aveți despre relații între doi tineri cu confesiuni neprotestante diferite? Sau ce se poate, sau se poate lua un partener sau parteneră necredincioasă? La ultima întrebare se poate spune nu. Pentru că dacă tu ai o relație personală cu Domnul Isus Hristos, Tatăl tău este Dumnezeu, și dacă o persoană este necredincioasă, deci nu are legământ cu Domnul, este socotit a fi din lume. Și Tatăl celor din lume se cheamă cum? Chiar dacă vrem să ocolim răspunsul. Bine, pe cine vrei să ai socru? Asta e întrebarea logică care apare acolo. Dacă fata respectivă, într-adevăr, sau băiatul respectiv, într-adevăr, te iubește și vrea să aibă același părinte spiritual pe care l-ai tu și Dumnezeu, Creatorul, Țiitorul tuturor lucrurilor, va veni să vină sub aceeași acoperire. Și atunci putem discuta privitor la ce apare aici, între relațiile între evanghelici, în mod special. V-aș ruga tare mult să fiți foarte atenți la anumite încredințări. Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul nostru a tuturor. Lăudați-L, fie numele. Însă trebuie să ții cont de modul în care se închină persoana respectivă, părerea despre copiii pe care îi veți avea, părerea despre lucrarea Duhului Sfânt, părerea despre anumite lucruri. Nu spun că, dar să nu vă treziți la un moment dat că unul trage într-o parte și altul trage în altă parte. Căutați să mergeți pe același drum și căutați-vă ca cel cu care aveți prietenie și discutați să aibă aproximativ aceleași convingeri, aproximativ, ca să puteți merge împreună. Pentru că căsătoria este un jug și la jugul respectiv trebuie să trageți în aceeași direcție. Imaginați-vă că ea trage într-o direcție, tu tragi în alta și în spate aveți și doi copii puși în, care trebuie să-i duceți mai departe. Gândiți-vă cum se plimbă copiii și în în, 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 căruțul respectiv pe care îl portați voi în urma voastră, plimbându-vă așa dintr-o parte în alta. Dați stabilitate încă dinainte și discutați aspectele astea. Încă o dată din nou este importantă consilierea pe care o faceți la slujitorii bisericii. Doamne ajută! E păcat să stai în casă cu persoana pe care o iubești înainte de căsătorie? E important dacă știi și persoana respectivă că te iubești. Acum, luând cazul că persoana respectivă e acolo și să stai în casă, nu spun că s-ar întâmpla ceva, cu toate pericolele sunt foarte mari. Să se întâmple ceva când ești în aceeași casă. Dar ridic problema eu dacă aud că ești în aceeași casă și locuiești cu cineva înainte de căsătorie cât si eu de credincios, așa, tot îmi dau eu seama că câteodată mai dați a unul peste altul în baie acolo. Și unul peste altul mai ies de încolo. Câteodată, cât de aia e bine de evitat lucrul ăsta. E evitat. În zona noastră, de exemplu, dacă un băiat de la Timișoara vine să vorbească cu o fată de la noi în biserică, nu vine să stea în casa fetei. Chiar dacă părinții acasă, tăți, cu sulițele pregătite să nu atace nimeni, așa, toată lumea e pe mai nu vine aici, nu locuiește acolo, nu locuiește acolo, locuiește în altă parte, la o altă familie, prietene, se întâlnesc la cofetărie, plătești consumația și înapoi. Înapoi, nu se discută aspectul ăsta. De ce? De ce să intri tu, dacă ești copil curat, să intri în căsătorie cu bănuia la mea? Fiind în aceeași casă, îmi dai voie să te bănuiesc. Pentru ce? De aceea e bine când lucrul ăsta e așa, faceți în așa fel încât binele pe care vreți să-ți faceți, respectiv căsătoria, să nu fie vorbit de rău. Doamne ajută! Cum rezistau căsătorii înaintașilor noștri, având în vedere că ei se căsătoreau la o vârstă că nu erau destul de maturi? Noi suntem. Aveți dreptate. Căsătoria nu e o problemă de sentiment, în primul rând. Cu toate că cuprind sentiment căsătorie este o problemă de voință. Adică vin înaintea Domnului cu persoana pe care o iubesc acum, cu persoana pe care o stimez acum, imperfectă și ea, imperfect și eu și facem un legământ la bine și la rău, necaz și în sărăcie și în boală și în bogăție, mergem împreună. Ea mai îmbătrânește, eu mai puțin. Ea se îmbolnăvește, eu nu. Dar legământul rămâne, și atunci nu mai arată, iată, are bine după ce naște 3-4 copii, dar eu o iubesc în baza legământului. Eu merg înainte, ea merge înainte, cu toate că eu sunt mai sucit, mai încălcit. Ea merge în baza legământului, nu îmi dă conservi din prima să mănânc, îmi dă mâncare caldă, nu că merit, ci în baza legământului. Și uite așa au mers și părinții noștri, în baza legământului, cu greutăți, cu probleme, câteodată cu ceartă, dar au mers înainte că aveau un legământ. Și aș vrea să vă spun, Căsătoria este un act de voință când mergem până la capăt. Mi-a plăcut tare mult când o, întrebi, o, întrebat o reportere pe soția lui Billy Graham dacă nu i-a venit vreodată prin cap să divorțeze de Billy Graham. Tot plecat în misiuni, tot într-o parte, în alta, era și el bărbat și au spus nu, de divorțat niciodată. De omorât m-am gândit vreo câteva ori, <laughs> dar de divorțat niciodată nu m-am gândit. O răspuns ea, și mi-am dat seama că ea stătea pe baza acelui, acelui legământ, indiferent de ce au făcut, ca formă de răzbunare, dar legământul rămâne. Ei, pentru înaintașii noștri, asta a fost baza. Ar fi bine și actualmente să ne gândim la același lucru. Că odată ce ai plecat la drum, trezești după o lună, dar nu suntem compatibili. Să fii sănătos de acum, viteză maximă înainte. Pe bază de voință. Pe bază de voință. Trebuie să-ți respecti legământul respectiv. Și e foarte important să fim foarte atenți. Prietenul meu este din lume, dar vrea să-l cunoască pe Dumnezeu. Cum pot să fiu un exemplu pentru el în credință? Probabil aici vorbește un băiat de prietenul lui, înțeleg, nu? Atunci e excelent. Atunci e excelent. Ca așa înțeleg eu. Prietenul meu este din lume, dar dacă e o domnișoară de-a noastră, deja este misiune, nu? v-aș ruga tare mult să fiți foarte atente. Prietenul tău este din lume și el te aburește că vine la credință, nu? Și tu îl crezi. Totdeauna e foarte important și este exemplu la clasic când tu te urci pe o masă și prietenul tău e jos, e din lume. Tu ești prin credință pus sus. Pui mâna pe el că el vrea să vină la credință, o zis că. Și începi să trageți. El vrea să te tragă unde e el, tu vrei să-l tragi pe masă. Care mai repede tragi pe celălalt. De obicei așa se întâmplă. Prietenul te trage în jos. Lasă-l să fie prietenul tău după ce are botezul luat. După aceea lasă-l să fie prietenul tău. Momentan te-aș ruga, întrerupe legătura asta cu prietenul tău și spune, eu sunt credincioasă, poți dai vina pe mine, mă caută ăla, după aceea discutăm. Dar spune clar, așa am învățat eu, Dumneatale îți vezi de drumul dumneatale, eu îmi văd de -a meu. Nu că vreau să vin la adunare, să vedem. Eu am legământ cu Domnul, după ce tu ai legământ cu Domnul, discutăm momentul respectiv. Că s-ar putea să pățiți ceea ce am mai văzut, și anume, priet întrebare, prietenul meu e din lume, pot să... Da, vedem ce se întâmplă. Prietenul ei vine la adunare, îi place la adunare, se botează la adunare, numai că la adunare, după ce s-a o botă, -a botezat, a primit și el cheia zâmțată. Planul Domnului. Și îți spune ție, care l-ai adus, l-ai încurajat să vină, care l-ai ajutat să vină, prin diferite forme, să fie în adunare, spune, te apreciez, mulțumesc, dar dumneavoastră ți-ai îndeplinit misiunea. Eu deja am pus ochii pe alt fată. <laughs> da, se poate întâmpla și asta. Te duci liniștită, m-a folosit Dumnezeu, dacă mai are vreun prieten de adus, plec chiar în misiune, nu? <laughs> nu e așa că am saturi de misiuni de astea? De-aia fiți foarte atenți. Opriți lucrurile când se pot opri, fără daunii de diferitii părți. Ce se fac dacă părinții nu sunt de acord cu relația pe care o am? Te-aș ruga, are mulți respecti. Întreabă-te de ce părinții nu sunt de acord cu relația pe care o ai consider că există anumite greșeli a părinților. Dar dacă ai o relație bună cu slujitorii bisericii, vin și prezintă. Tata și mama nu sunt de acord să vorbesc cu băiatul ăsta sau cu fata asta pentru că nu are școlile mele sau nu are banii mei sau nu pot avea moștenire. Și păstorii te vor încuraja să mergi înainte, pentru că asta nu e o bază pe care părinții, unii dintre ei foarte materialiști, să o pună în perspectiva căsătoriei. Dar dacă părinții știu ceea ce tu nu știi, sau cunosc anumite lucruri, trebuie puse în cântar. Dacă nu găsești înțelegeri la ei, caută sfatul fraților din biserică. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, eu mai avem ceva răspunsuri, dar nu mai am întrebări. Domnul să vă binecuviteze și Harul Domnului să fie cu voi. Amin.